Conferința organizată astăzi de Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale și Clubul Sportiv Pandurii Târgu Jiu au avut scopul de a găsi soluții pentru integrarea în colectivitatea persoanelor cu dizabilități. Necesar pentru că este conferința Facultății de Științe Medicale și Comportamentale. De fapt, este mai mult o acțiune științifică împărțită pe două segmente. Am încercat să facem lucruri pentru studenți, pentru pacienții care se confruntă cu boala Parkinson, dar și pentru copiii cu dizabilități care sunt școlarizați la centrul de incluziune școlară. Juniorii de la Pandurii, dar și oficialii echipei au venit în fața copiilor cu dizabilități, fiind un exemplu pentru aceștia. Este adevărat, din capul locului, că suntem onorați să participăm împreună cu societatea educațională a Gorjului, Universitatea Constantin Brâncuș, la toate inițiativele benefice locuitorilor Gorjului. Împreună cu colegul meu, este adevărat că dorim să acceptăm și noi, accentuăm importanța modelelor din societate, adică a fotbaliștilor, în viața copiilor cu probleme. Zeci de elevi cu dizabilități au primit cadouri de la oficialii clubului Pandurii Târgu Jiu. Haideți, care are curaj? Haideți, profesorul. Ai auzit de acest educat? Da? De Pandurii ai auzit? Da? Să vă dau și o diplomă. La conferință au participat cadrele didactice universitare, medici specialiști, neurologi, medici specialiști în recuperare medicală, kinetoterapeuți, sportivi de performanță, studenți, dar și persoane cu dizabilități.